Medicii spun că, spre deosebire de anii trecuți, în această iarnă, virozele au simptome atipice. Evoluează rapid, direct, cu afectare pulmonară și stare generală proastă. Am luat și antibiotice, dar nu aveam febră. A fost foarte, un virus foarte puternic. Cam o lună așa și mai tușesc și acum. Nu mi-a trecut nici acum, așa cum atușesc. Am avut probleme și a trebuit să mergem și la spital, să ne vedem cu doctora de câteva ori. Și într-adevăr sunt periculoase, trebuie tratate și neapărat la timp. Pe cel mic cum ați reușit să-l protejați? În casă. Ați evitat aglomerațiile? Da, am evitat aglomerațiile și mai mult în casă. Nu l-ați mai dus la grădiniță? Nu. Tot de teamă să nu răcească? Da. E o viroză care nu este, ca tablou clinic, este destul de accentuat, deci cu o stare generală foarte rea, cu febră mare, cu greață, cu oboseală marcată, cu dureri musculare și osoase și, într-adevăr, de vreo 2-3 săptămâni sunt foarte multe cazurile. În ultima săptămână, peste 2000 de persoane s-au prezentat la medic cu probleme respiratorii. Infecțiile acute de căi respiratorii superioare au fost în număr de 1418, pneumopatie acute 759 și au fost și două cazuri de gripă. Așteptăm acum, având în vedere vremea de afară, gerul foarte destul de accentuat, ca cazurile pe care noi o să le raportăm săptămâna viitoare să fie mai crescute. Dacă până anul trecut ponderea pneumoniilor era de un sfert din numărul total al virozelor, în acest sezon a fost de jumătate. Medicii recomandă pacienților ca la primele semne ale bolii să meargă la consult și să nu se trateze cu leacuri băbești și automedicație.